Stimați reprezentanții MS Media, bună ziua și vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre. După cum cunoașteți, necesitatea de a reforma învățământul superior din Republica Moldova se discută încă din 2015. Cunoașteți că luni noi am anunțat intenția noastră cum vedem noi modul de a moderniza universitățile de la noi din țară și vorbim aici atât de învățământul superior cât și de sistemul de cercetare. Ieri a fost publicat proiectul hotărârii de guvern care prevede reorganizarea unor instituții. De aceea, astăzi putem, și după mai multe discuții care le-am avut cu reprezentanții universităților, reprezentanții instituțiilor de cercetare, studenții, putem deja să discutăm încă o dată despre ceea ce ne propunem să facem. Și vreau să comunic principalele prevederi ale proiectului nostru și însă și intenția noastră este de a moderniza învățământul superior pentru a asigura studii de calitate studenților aici la noi acasă. Aceasta prevede, în primul rând, câteva momente esențiale. Dorim să concentrăm resursele în același loc. Aici vorbim și de resursele umane și de resursele financiare, astfel orientând mai mulți bani pentru educație și cercetare, dar nu pentru administrare. Al doilea element important este că dorim să aducem cercetarea mai aproape de studenți. Vom integra institutele de cercetare în universități. Astfel vom asigura transferul cunoștințelor mai facil către studenți și vor fi ajutate universitățile să desfășoare un proces educațional de cel mai înalt nivel cât mai bine. Și cel mai important, noi vom investi în universități pentru ca ele să poată să fie modernizate. Proiectul care a fost publicat și ceea ce am anunțat noi luni prevede integrarea în cadrul funcțional a patru universități. Vor fi integrate 5 universități, astfel, din numărul total de 16 universități publice, vor rămâne în continuare să activeze 11 universități publice. La fel, în cadrul acestor patru universități, vor fi încadrate 2 instituții de formare continuă și 17 instituții de cercetare. Deci, repet, în continuare, după aprobarea proiectului, vor funcționa 11 universități publice. Aș vrea să aduc încă o dată la cunoștința tuturor momentele importante, ceea ce ne propunem noi să facem. Și vreau să specific care sunt beneficiile în rezultatul acestei modernizări. În primul rând, universitățile noastre vor deveni mult mai mari, vor asigura o calitate mult mai bună a studiilor. Programele de studii vor fi mult mai apropiate de cerințele pieței muncii, iar echipele din cadrul universităților, cadrele științifico-didactice, cercetătorii, vor fi mai mari, astfel vor avea mai multe posibilități de a câștiga noi proiecte și la nivel european și la nivel național. De asemenea, universitățile noastre vor fi mai bine poziționate în clasamentele internaționale, astfel mai ușor și mai bine vom putea concura cu universitățile din afară. Ceea ce va permite tinerilor noștri să aleagă studii și să facă studii de calitate aici la noi acasă. Mai multe fonduri vor fi redirecționate spre cercetare și educație, și universitățile vor, fiind integrate cercetarea în universități, vor acorda o atenție sporită transferului de cunoștință și tehnologiilor, precum și cooperării cu mediul de afaceri, asigurând relevanța studiilor și pentru economie și societate. Ce au de câștigat studenții? În primul rând, o diplomă mult mai bine apreciată la nivel internațional, fiindcă vor obține o diplomă de la o universitate mare, mai bine poziționată în clasamentele internaționale. Vor avea mai bune condiții de studii,
laboratoare dotate, cămine renovate, alte facilități pentru studenți și, cel mai important, vor avea programe de studii mult mai avansate, vor avea sprijinul cercetătorilor pentru a-și crește în alta calificare. De asemenea, va fi o mai mare claritate pentru absolvenții noștri de liceu în alegerea unei profesii și alegerea unei universități. Care vor fi beneficiile pentru cadrele didactice? Concentrarea resurselor umane, investițiile care le vom face la nivel de guvern în universități, va spori condițiile, vor fi condiții mai bune și de salarizare și de activitate. Vor fi parte a unor echipe mult mai bine cotate la nivel internațional de cercetători, fiindcă concentrarea resurselor o facem pe domenii. Astfel va spori șansele acestor echipe de cercetători pe domenii să câștige finanțare suplimentară. De asemenea, pentru cercetători, foarte important să menționez, cercetătorii în anul 2019, când a fost desfășurat concursul pentru câștigarea de proiecte pentru următoarea perioadă de 4 ani, a fost situație în care cercetători foarte bine cotați la nivel internațional nu au obținut finanțare și mulți dintre ei nu au obținut finanțarea care a fost solicitată, astfel neputând realiza proiectele care au fost planificate. În urma acestei reorganizări, noi ne dorim ca să asigurăm locuri stabile de activitate pentru cercetători, astfel încât ei se poată cerceta și analiza și desfășura activitatea științifică în condiții mult mai bune. În concluzie, aș vrea să spun că este prima reformă care nu ia bani din sistemul de educație și de cercetare, dar vom aloca bani suplimentari și pentru aceasta este alocat 700 de milioane de lei care vor fi investite în universități. Vreau să menționez că 500 de milioane dintre acestea vor fi acordate sub formă de grant universităților pentru ca ei să-și dezvolte infrastructura, să dezvolte programe noi de studii, să doteze laboratoarele și spațiile de studii. Trebuie să menționez că universitățile noastre sunt în concurență nu doar cu universitățile de la noi din țară. Noi cunoaștem cu toții că mulți tineri pleacă la studii peste hotare. Și atunci, universitățile de la noi din țară sunt în competiție și cu universitățile din Europa. Pentru a face față acestei concurențe, noi trebuie să avem universități puternice aici, la noi, acasă. Astfel încât tinerii noștri să poată obține studii de calitate aici, acasă. Dacă vorbim de, că s-a discutat mult, integrarea Universității Agrare în Universitatea Tehnică. Vreau să menționez că doar o treime din studenții de la Universitatea Agrară realizează programe de studii la domeniul agricultură. Restul sunt la economie, drept. De aceea considerăm că prin această fuziune acestor două universități vom spori calitatea studiilor în domeniul agriculturii și tinerii noștri vor putea obține o diplomă de studii în domeniul agriculturii de la o universitate mult mai mare, care va oferi mult mai multe oportunități de studii pentru studenți. Încă o dată aș vrea să menționez, fiindcă integrăm 17 instituții de cercetare în universități, cel mai important element este să asigurăm finanțare stabilă pentru cercetători, astfel încât să dezvoltăm știința și să integrăm tinerii în continuare în domeniul cercetării. De asemenea, am observat multe atacuri la nivel politic și sunt trist de acest aspect. Aș dori să discutăm pe argumente, fiindcă în toate aceste atacuri politice nu m-au auzit argumente care să vină în potriva acestor intenții ale noastre. Am rugămintea să ne gândim cu toții la studenți, nu doar la interesele politice de moment. Și vreau ca dezbaterea publică să nu intervină în educație și eu mă voi concentra pe esență. Esența este să facem condiții mai bune pentru cadrele didactice, cercetători și studenți. Asta este intenția mea și de această esență mă voi ține în continuare.
în activitatea noastră. Eu vă mulțumesc și rog să adresați întrebări. Bună ziua, Mihaela Tabarcea, ProTV. Domnule Topală, mai multe universități au arătat dezacordul față de această reformă și spun că prin faptul că universitățile vor fi absorbite, de fapt ele vor fi închise, iar profesorii spun că riscă să rămână fără un loc de muncă, studenții spunând că le va fi îngrădit dreptul la studii. Cum comentați aceste declarații? Nu lichidăm decât risipa banilor. Universitățile, fiind absorbite de universitate mai mare, nu dispar. Formarea, de exemplu, dacă vorbim de formarea specialiștilor în cadrul agriculturii, ele se vor desfășura în cadrul universității tehnice, va fi facultate de agronomie, poate vor fi și facultate pentru zootehnie, va decide universitatea câte facultăți pe acest sector vor fi, dar toate cadrele didactice sunt transferate la Universitatea Tehnică, tot potențialul științific este prezent pentru a asigura un proces de studiu calitativ, suplimentar. Într-o universitate mare sunt mai multe oportunități de a crea facilități și a dota laboratoarele pentru tot ce este necesar pentru procesul de studii. Dacă vorbim despre sediile universităților, vor fi închise acestea sau ce se întâmplă în continuare cu universitățile care vor fi absorbite? Toate proprietățile universităților care sunt absorbite trec la Universitatea Mare și sunt în continuare în folosința universităților care absorb universitățile mai mici. Care este numărul personalului din aceste instituții vizate și totuși vor preda unde? La Universitatea Mare, da? Deci nu la care este numărul acestor? Deci tot personalul științifico-didactic și personalul de cercetare va trece integral și va fi implicat în procesul de predare sau în procesul de cercetare. Nu ne dorim să pierdem niciun cadru științifico-didactic sau cercetător în cadrul acestei reorganizări. Dimpotrivă, noi ne dorim ca universitățile mari să poată asigura un spectru mai larg de servicii, atât necesare pentru studenți, cât și pentru companiile care așteaptă studenții bine pregătiți pentru a-și dezvolta afacerile. Iar spectrul acestor servicii va fi unul destul de vast, astfel încât și interacțiunea universităților mari cu mediul de afaceri trebuie să se intensifice pentru a avea o relație reciprocă avantajoasă și de a asigura aceste companii cu specialiști bine pregătiți. Ați spus că unul dintre motivele pentru care se implementează această reformă este și faptul că este un număr redus al studenților. Dacă aveți niște date concrete, cu cât a scăzut numărul studenților în aceste universități? Dacă cu circa 5-7 ani în urmă erau 92.000 de studenți, acum avem doar 59.000 de studenți, este în descreștere numărul de studenți. Dar este și foarte important ca noi să concentrăm resursele și să suplimentăm aceste resurse pentru a crea condiții cât mai bune de instruire și să aducem pregătirea în universități care să corespundă rigorilor la nivel internațional, astfel încât aceste studii să ofere cât mai multe oportunități și șanse de a se angaja și a avea un viitor mai bun tinerilor noștri. Lilia Țurcanu, Reporter TVR. De dimineață, membrii Academiei, membrii titulari și corespondenții ai Academiei de Științe s-au întrunit într-o ședință în care au discutat această inițiativă a Ministerului. Între altele, ei au zis că această decizie s-a luat într-un mod total netransparent, nu s-a consultat cu membrii Academiei, cu guvernul, atât timp cât Academia are un statut de rol consultativ, și au declarat că odată ce institutele de cercetare vor fi integrate în cadrul universităților, vizibilitatea acestora va avea de suferit, va scădea și cumva nu văd rostul pentru că o colaborare între mediul academic și cercetare a fost dintotdeauna. Cum comentați aceasta? Deci vreau să menționez că noi discutăm despre această reformă și este un studiu chiar în 2015 și este publicat în internet, au acces toată lumea, care prevedea o astfel de intervenție și cu argumentele care sunt necesare, care va aduce beneficii atât domeniul cercetării cât și domeniul de învățământ superior. Am menționat și mai devreme, situația cercetătorilor în acest moment este una dificilă, fiindcă ei sunt angajați acum pe o perioadă determinată de timp și nu sunt siguri care va fi
soarta lor din punct de vedere dacă organizăm încă o dată un astfel de proces de concurs a proiectelor, fără a avea o stabilitate, în primul rând, în angajarea lor în conformitate cu codul muncii. De aceea, eu cred că intervenția aceasta este necesară pentru a asigura această siguranță pentru cercetători și a facilita și a îmbunătăți condițiile de cercetare. Cu privire la vizibilitate, desigur că noi nu vedem cum va descrește vizibilitatea acestor instituții. Din punctul ăsta de vedere tehnic, noi o să vedem care vor fi intervențiile în actele noastre, astfel încât să nu diminuăm nici într-un fel acest aspect, dar universitățile vor fi destul de mari, destul de bine poziționate în clasamentele internaționale și asta va spori și vizibilitatea și atractivitatea și posibilitatea de a atrage alte fonduri în proiectele europene și internaționale. Referitor la transparență, ei ziceau că au aflat din conferința de luni despre proces. Deci, da, și acest aspect vreau să menționez. Noi luni am anunțat o intenție care este acum în discuții publice. Deci toată săptămâna aceasta eu am comunicat despre acest proiect. Noi de-abia ieri am publicat procesul și am intrat în procesul de consultări publice cu proiectul deja publicat. Luni am anunțat intenția. Joi am publicat proiectul și de ziua de joi se începe în mod oficial procesul de avizare cu ministerele și consultarea publică cu toți cei interesați. Eu desfășor consultări cu universitățile și cu instituții cercetare și cu societatea civilă începând încă de luni. Deci s-a fost dat startul procesului de consultări și aici poate fiecare să-și expună opinia asupra proiectului care a fost publicat de Ministerul Educației și Cercetări. Daniela Danilova, Cotidianul TV. Această reformă presupune și crearea unor noi specialități sau lichidarea altora? Această reformă, desigur că presupune și nu doar reforma presupune deschiderea unor noi specialități, doar că în această reformă universitățile vor putea avea mai multe șanse de a deschide noi specialități. Noi și în acest an deschidem noi specialități, a fost schimbat nomenclatorul specialităților, avem două specialități noi destul de importante și la Universitatea de Stat de Moldova și la alte universități, chiar în domeniul în care este foarte întrebat acum, domeniul IT, domeniul arte, design, producție multimedia. De aceea, acesta este un proces care trebuie să ne adaptăm, adică economia se schimbă, necesitățile societății se schimbă, de aceea programele trebuie adaptate, trebuie create specialități noi, iar în universități mai mari, având competența și resursele umane concentrate, vor fi mai multe posibilități pentru a diversifica programele de studii din cadrul universităților. Ați spus că a început procesul de consultare a opiniei publice. În cât timp ar putea avea loc acest proces de reformare? Depinde de procesul de consultare publică, depinde de procesul de avizare în cadrul ministerilor. Vom vedea cât va dura. Noi ne dorim ca această avizare și consultare publică și aprobarea proiectului să se finalizeze într-un timp care să ne permită să desfășurăm procesul de admitere în universități, deja după aprobarea proiectelor în universitățile noastre. Va putea fi gata până în septembrie anul acesta? Adică am putea avea anul acesta schimbările sau ne așteptăm pentru anul viitor deja? Am menționat că ne dorim ca acest proces de aprobare a proiectului să fie în luna iulie, ca noi să putem, la sfârșitul lunii iulie, să desfășurăm procesul de admitere în universități. Bună ziua, Iurie Bulaș, reporter TV6. Deci, Partidul Șur a cerut audierea dumneavoastră în Parlament să vorbiți despre reforma universităților și vreau să vă întreb dacă sunteți gata să mergeți în fața deputaților să vorbiți despre această idee. Eu sunt gata să comunic cu toată lumea pentru a explica argumentele și necesitatea acestei reorganizări și acestei modernizări a universităților. Ok. Ce se va întâmpla cu profesorii, dar mai ales cu rectorii și prorectorii a celor 5 universități care vor dispărea? Vor avea un loc de muncă? Ce funcție vor avea în alte, nu știu, poate domenii sau în alte facultăți? Noi vrem universități consolidate. Prin urmare, toți managerii buni,
toate cadrele didactice, toți colaboratorii, noi ne dorim să se regăsească în aceste universități și să aducă și să sprijine dezvoltarea acestor universități. Екатерина Новасова, Ньюсмейкер. Реформа вузов как-то затронет язык обучения? И если да, то как? Ну, are legătură limba de predare cu această reorganizare a instituțiilor. И вы сказали о том, то, что реформа повлияет на зарплаты преподавателей. За счет чего увеличится зарплата преподавателей в университетах? Vor fi date mai multe finanțe în universitățile noi, nou create. Asta le va permite universităților să crească salariile angajaților, fiindcă prin această reorganizare noi îndreptăm resursele din administrație spre educație și cercetare. Eduard Maciac, Politic Media. Domnule ministru, spuneți-ne cum explicați dumneavoastră că avem o reducere destul de drastică a numărului de studenți în ultimii ani și dumneavoastră încercați să optimizați, să faceți această reformă. Avem 59.000 de studenți de la 170 cât am avut cu 10 ani în urmă. În cazul în care vom avea aceste tendințe demografice în scădere, cum va arata această reformă? Este important să oferim studii de calitate studenților. Asta este obligația mea, să ofer studii de calitate studenților aici, acasă. Prin urmare, acesta este un element care ar diminua numărul elevilor care aleg să facă studii în alte universități. Fiindcă universitățile noastre, la fel, vor fi mai bine poziționate în clasamentele internaționale, vor putea asigura un proces de educație și o diplomă eliberată studentului, care va permite și va să aibă mai multe șanse la angajare. Dumneavoastră ați vorbit despre imobilele acestea care vor trece în gestiunea universităților mamă, care vor rezulta după această comasare. Experții vorbesc despre faptul că avem situații în anii trecuți și acum când au loc înstrăinări de bunuri și rapoartele Curții de Conturi evidențiază aceste aspecte, că aceste bunuri sunt înstrăinate în folosul unor companii imobiliare. Anticipați dumneavoastră, să spunem, un risc în acest sens, pentru că vor începe diferite mișcări în cazul în care aceste universități, centri universitari vor fi comasate, vor apărea terenuri foarte multe în Chișinău și dacă anticipați, eu știu, un risc anumit aici. Noi trebuie să ne asigurăm că nicio proprietate din domeniul educației să nu fie utilizată decât în domeniul educației, iar în situația în care unele proprietăți nu sunt necesare în domeniul educației, atunci, în urma procedurilor clare care pot fi de a vinde, de exemplu, o construcție sau un lot, acești bani să fie utilizați din nou în educație. Iar pentru aceasta noi ne vom asigura din toate punctele de vedere. Deci dumneavoastră admiteți că statul ar putea vinde unele, să spunem, obiecte, da? Pentru a vira banii în contul universităților. Deci dacă avem spații care nu sunt utilizate, ar putea să fie și asta o soluție, dar mai întâi să vedem universitățile cum doresc să utilizeze spațiile, fiindcă diversificând și majorând spectrul de servicii care vor acorda, poate vor fi utilizate și majoritatea din spații. Dar vreau să menționez că această reorganizare nu presupune un risc de a dispărea proprietățile, deoarece ele acum sunt în subordinea, sunt gestionate de universități și trecerea, absorbirea unei universități de către alta universitate, aceasta nu schimbă și situația care o avem acum. Eu cred că universitățile noastre trebuie să fie mult mai active, să atragă cât mai mulți tineri, inclusiv mai bine poziționate în clasamentele internaționale, ar putea și ar trebui să ducă politici să învețe și studenți din afară, astfel vom vedea cum vor reuși universitățile să atragă și alți tineri din afară ca să desfășoare procesul educațional și să utilizeze toate aceste spații.
Dumitrița Ungureanu, TV8. Domnule ministru, întrebarea mea se referă la un alt subiect, dar la fel de actual, mai exact testul de bacalaureat pentru tinerii cu dizabilități. În adresa redacției noastre au venit informații de la câțiva tineri nevăzători care au declarat că testul de bacalaureat nu corespundea nevoilor lor. Ce cunoaște ministerul acest subiect și dacă se face ceva pentru ca acești tineri să nu fie discriminați? Toți copiii care au cerințe educaționale speciale, noi le asigurăm condiții în cadrul examenului, condiții specifice de examinare, astfel încât să asigurăm pentru toate categoriile de copii că ei pot susține testul. Ori, dumneavoastră cunoașteți aceste prevederi, în cazul în care o persoană este nevăzător, noi asigurăm un asistent care scrie în locul acestei persoane testul, adică citește informația din test, scrie informația care elevul o răspunsurile elevilor în acel test. De aceea, noi asigurăm acest proces care este necesar în diverse situații și acordăm toate șansele tuturor tinerilor care urmează să susțină un examen. Ei au declarat că primesc doar o oră, cu o oră mai mult decât ceilalți și nu este de ajuns această oră și în plus nu este tocmai adaptat testul. Au zis că primesc și imagini pe care respectiv ei nu le pot vedea și le e mai complicat din explicații. Trebuie să cunosc exact care este informația despre care vorbiți. Nu cunosc această informație, dar vă asigur că toate aceste facilități și suport care trebuie să fie acordat copiilor este reglementat și se face în baza solicitărilor acestor copii. Mulțumesc. Responsabilii de la Universitatea din Tiraspol spun că instituția are statut aparte, cel de instituție evacuată. Ei fac referire la o hotărâre a Guvernului din 1992 în care se zice că universitatea are acest statut de evacuat provizoriu, adică până la soluționarea conflictului transnistrian. Cum este posibil legal ca ea să fie absorbită în Universitatea Ion Creangă? Toate drepturile, obligațiile, proprietățile Universității de Stat din Tiraspol trec la Universitatea Creangă, Pedagogică Creangă din Chișinău și toate, tot ce are Universitatea și din perspectivă istorică și asta, și a proprietăților și a obligațiilor, trece în subordinea Universității Creangă și nu dispare nimic din ceea ce trebuie să asigurăm. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!